scurt, orientativ. Noi vorbim despre un proces de și etape de discuții, de negocieri, de agreare a politicilor pe care urmează guvernul sau autoritățile Republicii Moldova să le întreprindă și totodată vorbim și de unele proceduri interne ale Fondului Monetar Internațional. Încheierea unui program cu Republica Moldova presupune un anumit acord din partea bordului FMI, care își are și ea o periodicitate. Sau bordul nu se organizează de fiecare dată când vrea Republica Moldova. Există programări în decembrie, există în ianuarie. Noi considerăm că și în baza discuțiilor anterioare, există posibilitatea ca la începutul anului viitor, adică în luna ianuarie, după ce se trec procedurile interne a Fondului Monetar Internațional, să avem program cu fondul. Dar asta e o chestiune tehnică care urmează să mai discutăm cu colegii din Fondul Monetar Internațional. Dar această misiune care se încheie la 6 octombrie nu se va încheia cu un acord de finanțare. Asta vreau să precizăm. Fondul Monetar are diferite feluri de cooperare cu țările. Poate să aibă o misiune directă de negociere, care presupune un foarte mare efort și din partea autorităților acelui stat și a experților, sau poate să aibă un așa numit abordare pe etape. Noi suntem acum într-o abordare pe etape a negocierilor. Misiunea care se află astăzi în Republica Moldova face parte dintr-o misiune de negociere a programului, dar doar că are un anumit mandat de documentare și de discuții în privința politicilor. Da. Până la sfârșitul anului, cu siguranță noi vom mai avea o misiune și în așa fel încât cu o să zicem, o prognoză pozitivă, prin luna ianuarie ne-am putea să avem program. Spuneți zile.